Deci dușmanii noștri sunt ruși și ceceni. În sporturile de contact, cei mai buni sunt cecenii, Dagestan, Ingușeția. Rușii sunt foarte buni, doar că și rușilor le este frică de acești ceceni și dagestani. Dacă ne uităm, nu fece care este cea mai bună și cea mai performantă promoție Format. la ora actuală. Cei mai mulți campioni și cei mai mulți luptători buni de la ei ne sunt cecenii. Ei se nasc cu treaba asta. Uite, una Khabib de Nurmagomedov da. a avut 29 cu 0, 29 de victorii, 0 înfrângeri. La un campionat mondial de MMA am luptat cu sportiv de la el de la sală. Pe bune? Da. Și? am roși și oroși? Adică... Cel cu care am avut eu finala, cu un meci înainte, a rupt ușa de la, de la cușcă cu adversarul lui. Fiu roși, e doar că a rupt o ușă. Da, adică okay. foarte agresiv, extrem de agresiv. Am reușit cu greu să îl înving pe acel cecen și mă bucur că Stai un pic, stai așa, ai învins un cecen care rupsese ușa cu adversarul lui da. înainte? Păi da... Adică am... exact ce vedem în filme. Da, da nu în... Nu lucrul, nu. dar nu m-a speriat lucrul ăsta, da. Și România nu este așa o țară... Sunt, așa sunt născuți, ei mai răi, mai păi, răi, sensul bun al cuvântului. Păi să spun ceva, ei știu că doar prin acest lucru se da. pot ridica. În Dagestan și în Cecenia președintelul lor face o treabă foarte bună, avea postere peste tot cu sportivi de mai multe ramuri ei îmbrăcați în muncitori cu picamă, cu ciocan, el, președintele, îmbrăca la fel în muncitori și scria, alături de campionii noștri, vom reconstrui Cecenia. Deci ei au o campanie întreagă. Cam, mai... cam, cum vii tu la un campionat când știi că președintele și toate autoritățile te susțin necondiționat, când te întorci acasă și primești niște lucruri materiale sem semnificative. Oare acolo, clar, adică te De exemplu, a fost un băiat care i-a bătut pe cei mai buni de la noi, s-a întors acasă, a primit un lingou de aur cu capul președintelui pe el și un ultim tip de mașină la momentul respectiv. La următorul campionat, la fel, a ieșit locul 1, a primit un apartament. Păi când vii și știi că tu, când te întorci păi acasă... Și la noi nu este la fel? Nu vii, primești un apartament, un lingou? Cel mult poți să vii și să primești carantină. <laughs> Uite, o primești 14 zile? Adică, vezi? da, nu e de, de glumă, adică nu, nu. Nu, e de glumă, este greu când știi că sportivul ăla vine și are toată motivația necesară să te învingă. nu că aveți experiență, dar un sportiv când e mai la început de drum simte handicapul ăsta? Mamă, mergem la ea că aude și el că oamenii ăia sunt antrenați, antrenează că Ei mai vede vimesc, la că mai vede la televizor, aude ce condiții au, că n-ai cum. Suntem în 2021, vorba aia. Dar și mulți cu experiență vastă tot, pot să tot, pot da. asimileze lucrul ăsta în dezavantajelor fiecare trebuie să-și dozeze emoțiile. Iar și iar și tu că cu mentalitatea ta, adică tu trebuie. Da, eu unul un, eu mă duc uh, cu gândul la valor la spital. Ori câștig eu, ori pierd eu. Altă, altă, variantă. Variantă nu Vezi, da. de asta în sport este foarte bine să ai și un psiholog sportiv care să te motiveze, pe să te pună pe refuzăm, picioare. Nu știm ce face. Nu, ne nu neapărat că le refuzăm, dar sunt niște costuri în plus să-l ai că nici omul ăla nu vine Cred că n-a trecut săptămână în care sportivul prezent aici la masă, indiferent de, domeniu, de, de să nu spună despre psiholog. Uite, a fost la Tenis, o... fotbal, da. voi. Au fost la Olimpiada acum, din lotul Americii, sportivi la, la, lupte, foarte bine pregătiți, favoriți la câștigarea aurului, care au renunțat și n-au mai continuat din punct de vedere psihologic. Da, foarte au căzut clar. psihic și n-au -au mai continuat. Știți ce toți părinții copiilor la 90 ani, nu? Știți foarte bine. Păi, copilul meu nu e nebun, mă, nu dau bani la psiholog. Păi stai că nu asta face, lasă-l că, că e un ce subiect tabu în România, da. să mergi la psiholog, da, lumea adică, te va judeca și va ce mai bă, ești nebun, ai probleme cu capul. Și un aici la masă a spus, domnule, eu când am plecat din țară, în Spania, nu m-am adaptat pe, nicăieri pe acolo. Albasete, salamanca, al spaniol, sau aș fi putut face mult mai mult. Și am făcut zeci de greșeli, X greșeli. Și acum am venit în țară și fac chestia asta. Nu el ca psiholog, că nu-i specialist, dar am angajat pe cineva și alături de mine să le explic tinerilor jucători, băi, vedeți ce nu trebuie să faceți. Și vin oamenii, ce vin, da, mai... A, da, pentru că da. ei, ei nu pot să facă diferența între psiholog și psihiatru. Îi da. bagă pe toți în aceeași oală și te duci ești la nebun. psiholog, ești nebun. Ești nebun. Cum? da Nu, ești nebun, ai probabil niște probleme, vrei să le discuți cu cineva, vrei să asculti o altă opinie care nu are niciun interes să, să te mintă. Da, omul ăla... Știi? și atunci Dar exact cum spui tu? Mai trebuie ca părintele să plătească la abonamentul ăla încă 10 lei Și, ca adunați, și părintele și federațiile și, federații, și da. toată lumea. Și de unde să mai plătești și când primul tu nu lucru ăsta ar fi. Aha, asta m ați adus în nebun copiii noștri? Da, și atunci, da. și atribuția asta vine pe umerilor tot antrenorului. Antrenorul trebuie să fie și medic, Tată, trebuie să fie și psiholog da. și antrenor și toate. Și este greu și pentru antrenor. Dacă, Doamne, ferește glumim acum, s-ar fi întâmplat ceva cu mâna, aveai și carieră în muzică. Da. Nu? A Dacă... fi luptat și la Paralimpici. <laughs> Dar cu la chitară cu care cânți? Cu dreapta? La chitară nu știu, să să nu în mâna mea. Dar la cânt. ce lucrezi la nimic? La, Numai... cu, vocea. cu voce. Voce, da. Ah, deci la microfon. Era. Ai 400.000 de mii de vizualizări, nu? Da. Și la prima, la prima piesă, eu am rămas uimit și surprins plăcut când am văzut lucrul acesta. Dar cum ți-a venit asta? Păi, cântă prin casă, cânta prin casă când era mic. Cânta prin casă, mai avea de-astea de nebun să înceapă să cânte, să facă Cheste și nu l-a trimis astea. la psiholog? Da, nu l am trimis la psiholog <laughs> Ce are el, domnul? Cântă, doble prin Cântă casă de nebun, de nebun. Bă. Bine, nu sunt singurul care a avut uh, tangențe cu muzica Tatăl meu a avut uh, formație în liceu, el cânta la chitară și cu vocea, Fratele nostru mai mare, David, uh, a fost oboșar într-o formație de rock De, rock. de heavy da? metal De, de heavy rock. metal Deci, Aia care. grei, care, care rup fac pe nebunii pe acolo. Când eram în, în Turcia, e, uitat, în vacanță. Bă, la voi e greu de crezut, stii, da? Când eram în vacanță în Turcia, asculta la căști, muzica sonorul dat la maxim, heavy metal. Și se auzea el stând în pat la vreo 3-4-5 metri de noi distanță. Da, și acum nu mai aude bine. <laughs> se auzea muzica prin căști. Și auzeam și noi, dădeam și noi din cap. <laughs> Era victime colaterale. Și cu fratele nostru, Timon Zaharia, deci, -ai puțin, cântă cu la pian. în familie, da, de Timur. Deci voi ați avut în familie un picut. Uh, da. Și ție cum ți-a venit? Adică un luptător de kempo, știi, e să cânte. Dea este că <laughs> un luptător trebuie să se adapteze în orice situație. Consider că și artiștii pot fi luptători în domeniul lor. Ai vedea vreun artist, uh, Dorian Popa, cine? Se luptă la sală foarte bine. Da. Am văzut în story da. Cu, cu Dorian cu, eu sunt prieten și mă înțeleg bine și i-am zis, bă, de ce nu faci tu meci în cușcă? Vite, pregătesc, faci un meci no, în cușcă cu tot un artist, probabil. Pentru că acum am văzut că se practică acel da. lucru, să se lupte artist sau oameni din acest domeniu. Și a zis, băi, Johnule, știi cum face <laughs> el? Da. Și cum face el, păi, Gionule, ce să mă este? Vrei să rămân fără dinți? Că omul a fost foarte sincer da, cu el, da. cu mine, a zis ce să caut eu. Da, -am omul fiert pe sport. Da, lucrează o, foarte o, mult. De mic. Eu îl știu de mult timp, pe Dorian, când venea la sală. Trage foarte tare, muncește foarte mult pentru imaginea lui și își dorește să fie acolo cel mai bun. Dar sunt foarte mulți artiști consacrați, spre exemplu Marcel Pavel care se antrena cu tatăl meu, lecții private da? Da. iar băieții lui, pe băieții lui i-a antrena, antrenat fratele meu, Yamato. Și la Marcel n-ai spune că se antrenează profesionist, adică nu, no, de, așa mai... Da, Dar, a făcut și box. Marcel Pavel, adică nu, a cochetat cu sportul, nu doar așa că s-a dus la sala da, a două. prin sală, exact. Da, știi, și știe cu ce să mănâncă, într-adevăr, din sport nu prea se câștigă bine, cu muzica merge mai bine. <laughs> Ah, 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 ce bine că te-ai prins, stai. Stai așa, stai, stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Ai dă și tu un click aici jos. Mersi mult.